Nimic nu e garantat să stârnească emoțiile românești și maghiare într-un mod mai surprinzător decât tratatul de pace între puterile aliate și asociate și Ungaria, semnat pe 4 iunie 1920 la Palatul Marele Trianon de la Versailles. Tratatul de la Trianon a transferat României întreaga Transilvaniei și parte din estul Ungariei, inclusiv orașele Oradea și Arad. Aceasta s-a bazat pe faptul că 11 din cele 15 comitate ale Transilvaniei aveau o clară majoritate românească, totalizând aproximativ 2.820.000 de oameni. Astfel, o legătură maghiară de un mileniu cu Transilvania a fost întreruptă, lăsând provincia cu o substanțială minoritate maghiară de circa 1,6 milioane de oameni. Atât pentru român, cât și pentru maghiar, provincia a fost și este privită drept o parte integrantă a patriei lor ancestrale. Tratatul menționa că, citez, aliații și guvernele asociate afirmă și Ungaria acceptă responsabilitatea Ungariei și aliaților ei pentru cauzarea de pierderi și daune la care guvernele aliate, asociate și cetățenii lor au fost supuși ca o consecință a războiului impus prin agresiunea Austro-Ungariei și a aliaților ei. Încheie citatul. Prin prevederile tratatului, Ungaria de dinainte de 1914, ca parte componentă a Imperiului Austro-Ungar, a pierdut aproape 75% din teritoriul său. Acest teritoriu a fost redistribuit către statul extins al României, către nou creată Cehoslovacie și către ceea ce avea să devină Iugoslavia. Aproape 33% dintre etnicii maghiari au aflat că nu mai trăiau în Ungaria, 1,6 milioane trăind în provincia Transilvania, 900.000 în Cehoslovacia și 420.000 în Serbia. Crearea unui stat național era obiectivul mișcărilor naționale ale Europei, atât estice cât și occidentale, în secolul XIX-lea. Liderii acestor mișcări din Europa de Est au adoptat principiul statului-națiune, unitatea politică acceptată de Rousseau în lucrările sale târzii și adoptate de discipolii săi, întrucât aplicată patriilor lor, ofereau speranțe liberării de dominația imperială. Multe dintre aceste națiuni au fost eliberate de subdomnie străină, mulțumită ajutorului pe care l-au primit în primul război mondial, direct sau indirect, din partea Marii Britanii, Franței și Statele Unite ale Americii. Dezmembrarea celor trei imperii, ale Habsburgilor, al Otomanilor și al Romanovilor, fie prin înfrângere militară, fie prin colaps intern, a fost premisa stabilirii statelor succesoare Cehoslovacia, Polonia, România, Iugoslavia, Finlanda, Lituania, Estonia și Letonia. Aceste noi state au avut o contribuție semnificativă la ruperea acestor imperii. Legitimitatea lor se baza pe de o parte pe rolul jucat în răsturnarea conducerii străine, iar pe de altă parte pe dreptul admis la conferința de pace de la Paris din 1920 de puterile occidentale victorioase de a forma un stat independent pe baza autodeterminării naționale. Marea Britanie, Franța și Statele Unite, puterile victorioase în primul război mondial, priveau crearea statelor națiune drept un mijloc
loc de reducere a posibilității unor noi conflicte în Europa, prin satisfacerea aspirațiilor naționaliste. La urmă urmei, nu tensiunile din Imperiul Habsburgic multinațional, și prin acesta mă refer la asasinarea arhiducelui lui Franz Ferdinand la Sarajevo, a prințeselor Scânteia care a declanșat războiul, statul națiune a majorității dominante a luat locul imperiului minorității dominante în noua Europa de după război. Dar în redesenarea frontierelor naționale, noi minorități au fost create, iar prin ele au fost sădite și semințele unor noi dispute teritoriale. Acest potențial de revoltă a fost recunoscut de marile puteri, care au legat garantarea noilor frontiere naționale de condiția protejării minorităților. Pentru protejarea minorităților rasiale, de limbă și religioase, au fost semnate tratate cu Cehoslovacia, Polonia, România, Iugoslavia și Grecia, garantând anumite drepturi la educații și practici religioase și participarea la aparatul birocratic de stat. Prevederi aproape identice au fost introduse în tratatele de pace cu Austria, Bulgaria, Ungaria și Turcia. Noile minorități apărute în perioada de după 1919 erau la rândul lor furioase din cauza tratatelor de pace, din cauza că fuseseră lăsate fără vechiul lor statut privilegiat al apartenenței la grupul majoritar. Maghiarii din România, Iugoslavia și Cehoslovacia și germanii din Cehoslovacia și Polonia făceau parte din această categorie. Descriindu-se drept victime ale Versailles-ului, au militat împotriva tratatelor de pace și și-a apărat viguros identitatea etnică în fața presiunilor de a integra. Punând loialitatea față de grupul lor etnic deasupra loialității față de stat, a invitat la discriminare, iar când aceasta inevitabil s-a produs, ele au făcut apel la sprijin din partea statelor mamă. În cazul minorităților germană și maghiară, asemenea sprijin a fost mai mult decât prompt, având în vedere că atât Germania cât și Ungaria se considerau tratate extrem de incorrect la Versailles și erau hotărâte să revizuiască pacea de la Paris.